Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Melinda și astăzi vom pregăti pulpe la cuptor cu ceapă și ardei. Sper să vă placă această rețetă și dacă da, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Pentru această rețetă vom avea nevoie de ceapă, ardei și aproximativ 1 kg de pulpe. După cum puteți observa, pe pulpe am pus deja condimentul, am folosit un plic de condimente pentru pui, pe ardei și pe ceapă am folosit puțin sare și piper. După cum observați, carnea este dezosată, este eliminată chiar și pielea, să folosim cât mai puțin grăsimi la această rețetă. După ce am așezat carnea în tavă, se acoperă cu o folie de aluminiu, se pune la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de jumătate de oră. Și vreau să menționez că nu am folosit la această rețetă ulei sau apă, deoarece carnea și legumele vor lăsa propriul suc. După cele 30 de minute se scoate tava din cuptor și se îndepărtează folia de aluminiu. După care se pune din nou la cuptor aproximativ 15 minute pentru a se rumeni. După aproximativ 45 de minute, pulpele noastre sunt gata de servit. Sper că v-a plăcut această rețetă și dacă da, nu uitați să vă abonați. V-am pupat!